sunt Gicu și astăzi vom schimba pământul la toți cactusii mei aproape, dar în primul rând vom schimba pământul la acest cactus. Că eu nu am schimbat pământul deja la cactusul ăsta de vreo 2-3 ani așa ceva. Și eu am cumpărat un pământ special pentru cactuși suculente și vom vedea cum se va dezvolta în pământul acela. Deci voi schimba pământul tot în aceste ghivece, că acest cactus este destul pentru acest ghiveci, este ok. Și asta e, hai să facem lucrul ăsta. Acestea sunt cactusii pe care vom schimba ghiveciul și începem cu acesta mare. Întâi vom scoate tot petrișul ăsta, el l-am pus de frumusețe. Vom scoate acesta și pe urmă îl voi pune la loc petrișul, să fie frumos. Așa, să începem. Deci hai să scoatem cactusul acum. Deja vom scoate și pământul din ghiveci, vom spăla ghiveciul. Au! O lecțică m-a înghipat cactusul. Așa. Iată că l-am scos acest cactus. Uite așa. Acum vom scoate și pământul din ghiveci. Ok. Va sta așa puțin până îl vom pune la loc cu alt pământ nou. Uite ce pământ eu am pus atunci. Pământ de grădină am pus. Vom scoate întâi toți cactusii și pe urmă schimbăm pământul. Ăștia mai ușor să scot. Uite, fix aceeași procedură facem cu petrișul. Am pus cu tot cu pământ aici petriș. Nu-i nimic strașnic. Hai să scoatem cactusul. Uite cum arată acest cactus cu rădăcină, cu tot. Îl punem deoparte și pe el. Tac, așa arată ăsta. Deci încă unul mai avem. Mai mic deja. Uite ce ușor l-am scos. Și foarte mici avem aici. Foarte, foarte mici. Punem și pe ăștia aici. Și gata. Trebuie să spăl ghivecile și trebuie să-i punem în pământ nou. M-am gândit bine și chiar îl voi pune în acest ghiveci că se va potrivi acest cactus. Că lui pământ mult nu-i trebuie. Trebuie să-l ținem și punem pământ în ghiveci și trebuie să-l presăm. Deja se ține singur și îmi vine mai ușor să lucrez. Luăm ceva și presăm acest pământ. Și încă vom pune încă foarte mult pământ să fie bine presat ca să se țină acest cactus. Asta este destul, acum voi pune petrișul ăsta decorativ înapoi. Iată acesta. Și gata, cactusul este gata și uitați-vă cum este pus aici, cum l-am transplantat. Uite așa. Se văd aici puieții lui și este totul frumos și perfect. Am plut ghiveciul cu pământ și avem acest cactus și acum îl vom planta pe acest cactus. 5 deja e gata. Al 6-lea. Al 7-lea este gata. Este ultimul și este foarte mic. Nu știu dacă se va prinde, că o leacă puțin este uscat. Vom vedea. Și iată cum arată acești cactuși pe care i-am transplantat acum. Și în afară de acesta. Acesta este un cactus pe care l-am cumpărat. Să-l transplantez și pe el, scrieți în comentarii. Și vom vedea. Așa arată toți în pământul meu, iată. Nu mi-a ajuns pietriș să le pun la ăștia, dar voi pune. Dar uite cum, super, iată așa, frumos. Și ăsta este cel mai mare. Dar nu aș zice că este așa de mare, că am văzut la alți utilizatori mai mari cactuși. Dar totuși este mare față de acesta, să zicem, de exemplu. Pentru astăzi gata și eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă mulțumesc că v-ați uitat până la capăt acest video. Și îmi place mie cum am transplantat acest cactus în acest ghiveci. Este super, ghiveciul se potrivește și foarte fain. Mi-mi place. I like this. Acest cactus vă rog să scrieți în comentarii dacă să-l transplantez acum sau să mai aștept. Uite cum el este. Și noi vom vedea. Da, pentru astăzi gata, vă mulțumesc și ne vedem în video următor. Ciao!